Salutări și bine ați revenit la un nou clip din Casa din Terariu. Astăzi vreau să răspund unei întrebări care mi-a fost adresată în câteva rânduri și anume cât costă întreținerea unui șarpe și cât costă găzduirea, dacă aș putea spune așa, a unui șarpe în ceea ce o să stea. Și astăzi o să lămurim problema asta care mi se pare destul de interesantă pentru foarte mulți. În mod clar, când vorbim despre șerpi, sunt printre cele mai ieftine de întreținut animale din, nu doar din teraristică, ci din lumea animalelor, pentru că necesitățile lor sunt foarte puține, hrană foarte puțină, practic mănâncă o dată pe săptămână, ceea ce înseamnă de la 2 lei până la undeva la vreo 50-60 de lei pe lună ca hrănire. Asta dacă vorbim de un șarpe în dimensiuni normale. Dacă vorbim de un reticulat, cred că tot acolo ajungem, pentru că bagă un iepure destul de mare care îi ajunge 2-3 săptămâni, deci tot cam pe la suma asta. Deci, hrănirea este foarte ieftină. Costă foarte puțin să hrănești un șarpe, deci nu trebuie să ne facem griji. Și acum să vorbim despre în ce trebuie să stea un șarpe de-a lungul vieții. Și am aici, pentru că este un pic mai curat față de celelalte cutii, colubriți, își fac nevoile întregi. Este un pui de kingsnake de anul trecut, destul de mic, ușor dragi. Este la Vander Albino, își face și nevoile pe mine. Când se stresează, imediat basculează câte ceva. Deci un șarpe destul de mic, care stă într-o cutie din aceasta de la Sterk de, i-am rupt eticheta, nu știu, 4 litri. Poate să stea în cutia asta jumătate de an, fără niciun fel de probleme. Nu are nevoie de o cutie mai mare, după care va trebui trecut pe ceva mai mare. Foarte mulți vor să achiziționeze direct un terariu, ceea ce nu mi se pare o idee bună, mai ales pentru un șarpe foarte mic, care de multe ori se poate strecura printre geamurile terariului, dacă este cu cutii grisante sau altfel. Evitați 100%, evitați acvariile, pentru că alea sunt cel mai ușor de evadat. Și trecem la dimensiunea următoare, iar aici am un kingsnake albino pinstripe, fost scos de Cristian Alin, care are un an. Femeluța asta are un an, nu știu cât are, e undeva la vreo 60 de centimetri, ceva de genul, și momentan o țin într-o cutie de asta, un shoebox de nu știu exact câți litri are, dar sunt doar două dimensiuni, undeva la până în 20 de lei. Oricum, deodată ce a ajuns la mărimea asta, poate fi ținut animalul pe o cutie de la Sterk de 20 de litri. Aceasta are undeva la vreo 40 pe 30 de centimetri, nu mă mușca de aici. Nu mă mușca de aici. Nu mă mușca de aici. Și aici este o femeie de kingsnake care are undeva la vreo 2 ani jumătate și nu știu, 80-90 de centimetri. Este măricică, în mod clar, însă mai poate sta în cutia asta într-o perioadă de timp, după care eu mut colubrizii pe cutiile acestea de JISC, care sunt 33,5 lei, este o cutie de 30 de litri, cutie de depozitare de 30 de litri, bineînțeles puteți să dați skip și să săriți direct de la o cutie mai micuță la asta mai măricică, fără niciun fel de probleme. Deci ceea ce înseamnă că casa lui este destul de este. Deci am lămurit-o 30 de lei, hai să zicem maxim 50 de lei, un vas de apă care îl găsiți oricum, puteți folosi orice, până în 10 lei vasul de apă, o ascunzătoare pe care o puteți improviza sau o puteți cumpăra, dar să mergem pe varianta de improvizare, luăm o cutie de carton pe care am folosit-o pe la ceva prin casă și o punem acolo. Iar ce este foarte important pentru toți șerpii și este cea mai scumpă, este încălzire. Asta este un heat pad de 40 de W. Bineînțeles, nu aveți nevoie chiar de 40 de W pentru un colubrid adult, un cosnic, un kingsnake, ci aveți nevoie de un heat pad de minim 15 W și vă sfătuiesc să nu mergeți pe varianta de a cumpăra unul mai mic de 7 W pentru un pui de șarpe, ci să cumpărați unul mai mare pentru că o să vă ajute în timp. Nu va mai trebui să mai cumpărați încă unul în momentul în care șarpele crește.
și poate să fie hitpad-ul destul de mare, asta înseamnă că trebuie băgat tot sub cutie, ce puteți pune sub o parte din cutie, undeva la o treime din cutie sau 25% din cutie, cutia să stea pe hitpad. Și, după cum am spus, hitpad-ul este varianta, adică este partea cea mai scumpă din toată treaba asta, însă este esențială pentru o digestie bună și pentru a evita eventuale probleme care pot apărea pe viitor. De aceea, nu vă zgârciți, luați un hitpad, e 100 și ceva de lei, însă merită toți banii. Bineînțeles că eu folosesc și cutii mai mari, pentru șerpi mai mari, iar aici este o cutie de 56 de litri, parcă de la IKEA, care are un 76 pe 58, ceva de genul, unde îmi țin inclusiv regalii adulți, femelele adulte de viitor regal, pot ține culoriți, pot ține diverse. De asemenea, mai am V70-urile acestea, care sunt făcute în Statele Unite. Prețul unei cutii este de 25 de euro, dacă e mai multe. Și practic sunt niște cutii profi pentru racuri, înălțimea și asta, fundul foarte ok, pentru a putea fi curățat foarte ușor. Și nu știu, plasticul e de o calitate foarte bună, ceea ce îmi place maxim. Dar astea sunt pentru racuri, astea sunt pentru noi cei care avem o cârcă de șerpi și n-am putea face terarii pentru fiecare în parte, însă hai să vedem și cum e treaba cu terariile. După cum am spus, în momentul când ai mulți șerpi, folosești racuri, dar în momentul când ai puțin, varianta foarte ok și foarte frumoasă este să folosești un terariu. Și te poți duce către extrema scumpă să cumperi un terariu din acesta frumos de la Exoterra, precum am și eu aici pentru viperele cu port, pentru că arată foarte bine, sau chiar și aici pentru vipera verde, care nu, cred că o să ne părlească astăzi mâine. Asta e 700 și ceva de lei și are 60 pe 45 de centimetri, ceea ce înseamnă că poate fi folosit, însă nu pentru un colubrid de adult. Aici, dacă vorbim despre Africa House Snake, o specie de șarpe mai micuță poate fi folosită. De altfel, pentru un hognous adult poate fi folosit, pentru un sand boa poate fi folosit. Deci pot fi folosite terariile astea pentru șerpi micuți. Dacă e vorba despre un corn snake, există varianta de 90, ori 45, ori 45, ceea ce mi se pare cumva un minim necesar, însă ăla este undeva la 1000 și ceva de lei, 1100 de lei, din câte am văzut eu, costă, dar, într-adevăr, arată foarte bine. De altfel, se mai găsesc făcute și vă recomand Terra World, Laszlo de la Cluj, care face terarii pe comandă și face niște terarii foarte frumoase de sticlă. Terarii de genul ăsta cu șine glisante unde puteți băga un șarpe, dar mare grijă, încă o dată mare grijă, pentru că șerpii micuți, pui de șarpe, se pot strecura printre geamurile astea. De asta, atunci când sunt mici, vă recomand 100% mergeți pe varianta cutiilor și treceți pe terariu în momentul când șarpele este mai mare, undeva la 80-90 chiar un metru, pentru a fi mult mai greu de pierdut. Pur și simplu mult mai greu de pierdut. Și un terariu de genul ăsta poate costa vreo 2-3, 4-500 de lei, mult clar, este mai ieftin decât Exoterra. Ar ca povestim multe, dar ce facem pentru un șarpe mare, și aici mă refer la un pitbull regal adult. Femelele de pitbull regal adult, asta e 2-3 kg, ceea ce înseamnă că va sta un pic înghesuită în terariu Exoterra de 90-45, și e nevoie de ceva și mai mare. De exemplu, un terariu ca acesta de pal. Cu toate că varianta palului este nu prea recomandată în momentul când avem șerpi care au nevoie de umiditate mare sau avem animale care au nevoie de umiditate mare, precum regalii, deoarece palul se umflă în timp de la umiditate. Dar puteți folosi palul, eu am folosit și la caimani, inclusiv unde era pasiunul de apă jumătate din terariu, puteți folosi pal, numai să dați cât un cordon de silicon pe la îmbinerele palului. Practic, pe aici, nu o să umfle palul niciodată. Palul se umfle la îmbinarea asta, dacă apa se infiltrează pe aici, pe unde nu este lamina. Deci, poate fi folosit, dacă dați cu silicon,
de la Binetto puteți face cutii cu din sticlă, un fel de azvarii pe fundul terariului, ca să nu permită apei sau substratul mult sau excrementelor să se infiltreze în pat. Ăsta are 1,40 m. Băi, dați-mă de voi! Ăsta are 1,40 m lungime, de 50 adâncime și pe 40 cm înălțime și probabil cu totul, adică probabil mai mult ca sigur, cu totul, și aici mă refer la pal, tăiat, șine, geamuri, ascunzători, m-a costat undeva la vreo 400 de lei maxim. Deci 400 de lei maxim costă materialul. Aici, atenție, nu avem lumină inclusă și nu avem picioare. Dar pentru lumină sunt benzi LED care oricum sunt destul de ieftine, până 20 de lei o bandă LED foarte bună, poate să ilumineze destul de bine un teren de genul ăsta. Și după cum am spus, încălzirea o faceți cu heatpad-ul pe care deja îl aveți, pentru că atunci când era și așa de mic, ați cumpărat un heatpad mare și acum nu mai e nevoie să mai cumpărați unul mai mare. Dar pentru asta nu e un heatpad de 40W, în cazul în care camera este un pic mai rece și aveți un cuptor egal, poate să vă încălzească destul de bine heatpad-ul acela de 40W. Sau puteți folosi o sursă de lumină cu o pușcă, și aici mă refer la bec, însă pe timpul nopții veți avea nevoie și apriu de căldură și veți folosi un bec ceramic, în loc să folosiți un bec halogen. Sau puteți folosi două becuri. În fine, ideea este că se pot face... Păi nu povestesc ăștia dragi. Se pot face chestii foarte frumoase cu relativ puțin bani. Sper că am lămurit și lucrul acesta cu costurile unui șarpe de întreținere, de găzduire, de toate cele. Deci nu costă deloc mult. De aceea vă recomand să vă cumpărați un șarpe ca și animal de companie, mai ales dacă sunteți priți cu timpul și nu aveți timp să scoateți un câine la plimbare, spre exemplu. Lui, vreți să mergi afară? Hai, mergi afară la plimbare? Hai! Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, îți trebuie să vadă și prietenii tăi și până data viitoare, promovați Terealistica și iubiți toate animalele. Pa, pa!